Precucernici părinți, iubiți frați și surori, mulțumim lui Dumnezeu din toată inima pentru binecuvântarea sfântă de a fi împreună în această dupămasă. Avem noi o strofă din cântare care spune: nu-i loc mai sfânt decât acela unde e Hristos și unde stai Săi. Și mulțumim lui Dumnezeu căci în planul Lui și în lucrarea Lui de mântuire pentru fiecare dintre noi, dintre cei ce suntem în locul acesta, dar mai mult de atât, Dumnezeu are loc pregătit pentru mult mai mulți decât suntem noi în locul acesta. Sigur că Domnul s-ar fi bucurat să fie mai mulți aici și mai mulți, mulți mai mulți dintre noi și dintre sătenii noștri și a dumnealor voastre au nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu. Pentru că ce se întâmplă, fraților și surorilor? Amintea preotul aici și spunea bine și la noi. S-a făcut rugăciuni de ploaie și probabil că în multe biserici azi dimineață s-au făcut rugăciuni de ploaie. Și e nevoie de ploaie. Dar oare n-ar fi fost nevoie cu toții și după masă să venim să continuăm rugăciunea de dimineață? Fraților și surorilor, Dumnezeu nu-i ceva la care să venim doar când vrem noi și cum vrem noi. Și după aceea, El cu a Lui și noi cu ale noastre. Nu? Vreau să vă spun, Dumnezeu e Dumnezeul cerului și al pământului și El face tot ce vrea. Iar noi suntem ciob din cioburile pământului și vrând nevrând suntem la dispoziția Lui. Și suntem oarecumva depindem de El. Și de aceea, fraților și surorilor, aș vrea să ne înviorăm inima, să ne înviorăm sufletul și cu toată inima noastră să-L căutăm pe Domnul. Așa cum spune cuvântul Domnului, chemați-L câtă vreme este aproape. Să-L chemăm astăzi pe Domnul în inima și în sufletul nostru. Aș vrea mai întâi să citesc cuvântul Domnului din Evanghelia de la Ioan, capitolul 1, versetul 12 până la 14. A venit la ai Săi și ai Săi nu L-au primit. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copiii lui Dumnezeu. Născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul Sfântului Apostol Pavel în Epistola către Romani din Apostolul de astăzi, capitolul 6, versetul 17 până la 23, spune așa: dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că după ce ați fost rob ai păcatului, ați ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturii pe care ați primit-o. Și prin chiar faptul că ați fost izbăviți de sub păcat, v-ați făcut rob ai neprihănirii. Vorbesc omenește din pricina neputinței firii voastre pământești. După cum odinioară v-ați făcut mădălarele voastre roabe ale necurăției și fără de lege, tot așa, acum trebuie să vă faceți mădălarele voastre roabe ale neprihănirii ca să ajungeți la sfințirea voastră. Căci atunci când erați rob ai păcatului, erați slobos față de neprihănire. Și ce roade aduceați atunci? Roade de care acum vă este rușine. Pentru că sfârșitul acestor lucruri este moartea. Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut rob ai lui Dumnezeu, aveți ca rob sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică, fiindcă plata păcatului este moartea, dar harul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru, slăvit să fie Domnul. Fraților și surorilor, am auzit astăzi aici și am înțeles un lucru, căci fără de Hristos suntem neroditori, suntem nefolositori, nu suntem buni la nimic. Putem să avem nume, putem să avem funcții, putem să avem bani, putem. Toate acestea sunt pentru lucrul acesta, care fie la 30, fie la 70, fie la 80 pentru cel mai tare, tot în pământ se duce. Dar dacă nu suntem cu Hristos, putrezește în pământ. Deci suntem aici Hristos, slăvit să fie Domnul. Pentru că vine ziua
când vom moșteni, cuvântul Domnului spune împreună cu Sfinții lui Dumnezeu. Veți sta la masă cu Avram, cu Isaac, cu Iacob, cumpărați de la răsărit și de la pus și va fi o bucurie veșnică în împărăția lui Dumnezeu. Cine va ajunge acolo, fraților și surorilor? Copiii lui Dumnezeu. Așa am citit, nu? A venit la Isai, a venit la poporul lui, poporul nu l-a primit. Dar tuturor celor ce l-au primit pe El, pe Iisus Hristos, ca Domn și Stăpân în inimile noastre. Sfântul Apostol Petru are un cuvânt unul dintre versetele din a doua epistolă care spune așa: și voi, fraților, sfințiți pe Hristos ca Domn în inimile voastre. Iisus Hristos trebuie să fie Domnul. Iisus Hristos trebuie să fie Stăpânul vieților noastre. Nu numai de duminica, nu numai când venim la Sfânta Liturghie, nu numai în anumite împrejurări, ocazii, nu numai când copilul în spital, sau părintele, sau mama, sau tata, sau prietenul, mi-e pe masa de operație, nu, el trebuie să fie Domnul și Stăpânul vieții mele. Și dimineața, și seara, și la miază, și la miez de noapte. Doamne, ajută-ne la aceasta! Ca să fii copilul lui Dumnezeu, ca să fim copii ai lui Dumnezeu, să facem parte din poporul lui Dumnezeu, în primul rând, fraților și surorilor, trebuie să-L avem pe Domnul Iisus Hristos, am spus, ca Domn și Stăpân. Și Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu spune așa, în Evanghelia de la Matei, în capitolul 3 și cu versetul 17, citește și versetul 16. De îndată ce a fost botezat Iisus, a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zice: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Cine spune cuvântul acesta, fraților și surorilor? Cine spune Evanghelia că spune cuvântul acesta? Un înger? Un profet? Nu! Glasul lui Dumnezeu, glasul Tatălui. Și dacă Tatăl din cerul spune cuvântul acesta, întrebarea este pentru mine și pentru noi din locul acesta. Ce este Iisus Hristos pentru noi? Ce este Iisus Hristos pentru fiecare din noi în locul acesta? Tatăl spune, El este Fiul meu și în El îmi găsesc toată plăcerea. Ai ceva pe pământ în care îți găsești plăcerea mai mult decât Iisus? Înseamnă un idol pentru tine. Ai ceva pe pământul acesta care să te atragă mai mult decât Iisus? Înseamnă că tu ești un idolatru. Care e relația mea cu Iisus Hristos, frații mei creștini, ortodoxi, cu legământ la oastea Domnului, din Sfânt Pietru, de pe Valea Almașului, de la Cluj, ori de unde am fi noi? Care e relația mea cu Iisus? Este Iisus toată plăcerea mea și toate celelalte le las deoparte și toate celelalte se vor adauge ele la vremea rânduită și Iisus e toată plăcerea mea? Despre Sfântul Ignație, tradiția spune așa, era la vârsta de 95 de ani și împăratul aduce în fața consistoriului și îl pune să se lepede de credința lui în Iisus Hristos. Pe lângă alte lucruri, doar vreau să spun pe scurt atât, Sfântul Ignație spune așa, împărate, am 95 de ani și 95 de ani, Iisus nu mi-a făcut niciun rău. Cum aș putea să mă lapă de El? Cum aș putea? Nu mi-a făcut niciun rău, dragul meu. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit în lumea aceasta păcătoasă să mântuiască și să caute ce era pierdut și părăsit și păcătos. Iisus Hristos a venit să facă bine. Iisus Hristos a venit să-mi facă mie un bine, să-ți facă frăției tale un bine. Ce este Iisus pentru tine? Este toată plăcerea ta? Slăvit să fie Domnul! Dacă nu, aș vrea să-ți pui acest mare semn de întrebare. Ce este Iisus Hristos pentru viața mea?
Pentru că avem de o strofă de cântare care spune așa: nu me pot avea și răi și se pot fălicăla. Ne putem noi tăfăli cu adunări, cu biserici frumoase, cu slujbe frumoase, cu religii bune, cu învățături, cu toate acestea ne putem făli. Dacă Iisus Hristos nu-i toată plăcerea pentru mine și dacă nu fac totul, Sfântul Apostol Pavel spune așa: pot totul în Hristos care mă întărește. Slăvit să fie Domnul! În al doilea rând, fraților și surorilor, cuvântul Domnului spune în Cartea Psalmilor, în Psalmul 1, versetul 2 și 3, spune așa. Citește și versetul 1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Slăvit să fie Domnul! Ne găsim noi toată plăcerea în Iisus Hristos și cugetăm noi și zi și noapte la legile lui Dumnezeu? Sfântul proroc al lui Dumnezeu Ieremia, în capitolul 15, versetul 16, spune așa: când am primit cuvintele tale, le-am înghițit. Cuvintele tale au fost bucuria și veselia inimii mele, căci după numele Tău sunt numit, Doamne, Dumnezeul oștirilor. Când am primit cuvântul Tău, Doamne, l-am înghițit. Ce faci dumitale cu cuvântul lui Dumnezeu? Pe care dintre canale? Spunea cineva, Scriptura are 66 de canale și te recomandă în mâna dumitale. Pe care canal? Pe oricare ai da să cauți, ai găsit cuvântul lui Dumnezeu. Și în cuvântul lui Dumnezeu găsești legile și poruncile lui Dumnezeu care sunt desfătarea și bucuria noastră. Și vom vedea ce spune cuvântul mai departe. Numai că noi avem cealaltă comandă. Cealaltă telecomandă, știi? Telecomanda Scripturii. O cam punem superbă. Și avem telecomanda cealaltă și apoi și acolo spăstă 100. Și de pe unul, de pe altul, te înșală și te mințaște văzând cu ochi. De aceea, fraților și surorilor, să fim oameni înțelepți și să știm să prețuim vremea și timpul și să alegem să-L slujim pe Domnul Iisus Hristos. Psalmul 19 cu versetul 7 spune așa: legea Domnului este desăvârșită și ce face? Înviorează sufletul. Auzi pe oameni zicând: mă așez de stresat. Nu, mă, e o boală și asta. Da, nu ești, mă, stresat. Nu, nu. Nu-ți învioi sufletul. Asta-i tănătate. Și apoi dacă sufletul dumitale nu-i vioi și inima dumitale nu se bucură, tot timpul ești nervos. Și apoi zice, merg la doctor, băi, de domnule, zice, e stresat. Nu, nu-i nică din stresat. Ia pune mâna pe cuvântul Domnului. Ia adânceșteți privirile în legea Domnului. Căci legea Domnului, am citit aici, este desăvârșită și vine cum ți-a înviorat sufletul. Și îi putea durni și noaptea. Și te putea hodini. Și îi putea lucra și ziua. Și îi slăvi pe Domnul că El are putere să facă toate lucrurile acestea. În al doilea rând, în Psalmul 40 cu versetul 8: legea ta este în fundul inimii mele. Este legea Domnului în fundul inimii noastre? Asta e întrebarea. Este ea acolo? O avem acolo strânsă? Sau dacă nu, hai să mergem acasă și să ne facem timp să punem legea lui Dumnezeu în fundul inimii noastre. În Psalmul 112 cu versetul 1: ferice de omul care are o mare plăcere pentru poruncile Domnului, slăvit să fie Domnul. Iar Psalmul 119 cu versetul 131 spune așa: deschid gura și oftez că sunt lacom după poruncile tale, slăvit să fie Domnul. Iată cum sunt oamenii lui Dumnezeu. Iată cum sunt copiii lui Dumnezeu. Și acum să recapitulăm repede. Timpul trece. Recapitulăm repede. Este legea lui Dumnezeu înăuntru inimii mele?
este legea lui Dumnezeu în fundul inimii mele, sunt poruncile lui Dumnezeu toată plăcerea mea, sunt lacom, oftez și gem în fiecare zi după legile și după poruncile lui Dumnezeu, înseamnă că sunt urmăritor, cum spunea părintele aici, sunt pe cale, sunt pe urmele celui ce-o mărs, pe urmele Domnului Iisus Hristos, adică pe urmele Sfântului Apostol Pavel, și bine lucrul acesta. Suntem copii al lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Și în al treilea rând, cuvântul Domnului zice în Psalmul 84, și cu versetul 10. Căci mai mult face o zi în curțile tale decât o mie în altă parte. Eu vreau mai bine să stau în pragul casei Dumnezeului meu, slăvit să fie Domnul. Este o plăcere pentru Dumitalii. Mă bucur, zice psalmistul David, când mi se zice, haidem la casa Domnului. Este o plăcere pentru Dumitalii. Slăvit să fie Domnul, dacă e plăcere. Este o plăcere când ești chemat la Sfânta Liturghie. Este o plăcere când ești chemat în adunare. Este o plăcere pentru Dumitalii. Psalmistul spune așa, mai mult faci o zi acolo decât o mie în altă parte. Mai mult, dacă aveți timp și citiți, vei tot capitolul sau tot Psalmul 84, spune aici primele versete, cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne al oștirilor, sufletul meu suspine și tânjește de dor după curțile Domnului. Până și pasărea își găsește un cuib acolo, slăvit să fie Domnul. Unde? În curțile Domnului, fraților și surorilor. Și rândunica, zice, rândunica. Și pasărea care se duce unde vrea. Ești poate face cuib unde vrea, unde îi place, tot pământul ea ei. Și totuși, pasărea și rândunica e mai înțeleaptă de multe ori decât noi oamenii. Știți de ce? Pentru că zice, până și pasărea și rândunica își pune un cuib acolo. Unde? În curțile casei Dumnezeului nostru, slăvit să fie Domnul. Pentru că dacă ești în curțile lui Dumnezeu, dacă ești în pragul casei Dumnezeului nostru, poate să vină furtuna, poate să vină orice s-ar întâmpla. Tu ești în scut și ești sub pavăza celui atotputernic, slăvit să fie Domnul. Să fii copilul Dumnezeu, în primul rând, să-ți găsești toată plăcerea în Fiul lui Dumnezeu. În al doilea rând, toată legea și poruncile să le ai în inimă, în suflet și în ființa ta. Și în al treilea rând, găsește-ți plăcere în casa Domnului. Găsește-ți plăcere împreună cu oamenii Domnului. Găsește-ți plăcere împreună cu cuvântul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Amin. Amin.